Acoperișul unei clădiri din Londra s-a prăbușit pe o stradă aglomerată din oraș. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar în imagini se vede cum un pieton își pune mâinile în cap pentru a se apăra. Cu toate că în momentul prăbușirii pe trotuar erau mai multe persoane, din fericire nimeni nu a fost rănit. 11 persoane, inclusiv 5 copii, au murit după ce embarcațiunea în care se aflau s-a scufundat în largul Greciei. Dintre cei salvați, 4 copii sufereau de hipotermie acută și au fost transportați spre insula Samos cu elicopterul pentru îngrijiri medicale. Peste 3500 de persoane au murit anul acesta în încercarea de a traversa Marea Mediterană pentru a ajunge în Uniunea Europeană. Conform agenției ONU pentru refugiați, un sfert dintre victime erau copii. Moment hilar pentru Donald Trump. Miliardarul a fost atacat de o acvilă americană chiar în timpul unei ședințe foto. Cei de la revista Time au vrut să-l fotografieze pe Trump cu o acvilă americană, doar că pasărea simbol a Statelor Unite nu prea a fost de acord și l-a cam băgat în sperie special care se visează președinte. În spațiul online, oamenii se distrează copios pe seama imaginilor, iar cei mai mulți dintre ei spun că aceasta este o pedeapsă pentru comentariile scandaloase ale aspirantului la Casa Albă.